gândeam să mă duc la Izvoran azi, să văd cum putem aranja mesele pentru nuntă. Apropo de Izvorani... Călin, ce ai făcut? Nimic. Deci mă pot duce la Izvorani. Da, normal. Dacă vrei să vizitezi Izvoranul... Călin. Ok. Nu mai putem face nuntă acolo. Poftim? Mai ții minte cadoul de nuntă pe care voiam să ți-l fac? Da. E, n-a fost o idee chiar atât de bună. Și acum Delia e foarte supărată pe mine și refuză să ne mai lase să facem nuntă acolo. Pot să cred, Călin. Da, nici eu, sincer. Și îți dai seama că nu aș fi vrut să se ajung aici. Hei, chiar îmi pare rău. Te rog, iartă-mă. Bine. Costum ți-ai luat? Azi. Azi mă duc să-l iau. Tu nu crezi că mie mi-e greu? Nu l-am nici pe tata lângă mine? Și deși ar trebui să fie cea mai frumoasă zi din viața mea, nu pot să nu mă gândesc că o să fiu singură. Că nu o să am pe nimeni din familia mea la nuntă. Dar stai puțin, nu o să fii singură, o să fiu lângă tine. Dar nu m-a ajuns deloc cu nunta. Ce faci? Vrei sau nu vrei să ne căsătorim? Ce întrebare asta? Normal că vreau. Pe bune? Uite, o să pun toți banii de la spălătorie, o să găsesc o altă locație, una mult mai mișto, o să facem nunta într-un restaurant frumos, o să-ți placă, crede-mă. Te rog, iartă-mă. Chiar îmi pare rău. Ce faci, bă? Prost. Nu trebuia să-i ascundă de lei planul nostru cu Marta. Da. Acum nici nu mai am unde să-mi fac nunta. Raluca ce a zis? Ce să zic, s-a supărat, îți dai seama. Cum am ajuns în situația asta? Eu cred că Adela are dreptate. Trebuie să scăpăm de ei odată pentru totdeauna. Și să-i lăsăm să scape? Eu plec. Mă duc să vorbesc cu tata despre oferta Andrei. Hai că vin și eu. Și eu. Vreau să clarific lucrurile cu Delia. Hai că nu vreau să-mi pierd timpul. Ok. Păi duceți-vă înainte că eu să vreau să îi spun și Ralucai. Da. Vei să-i spui adevărul, nu cum a fi cu Mihai. Am vrut să știi că nu mi-am dorit să fac ceva care să te supere atât de tare. A, se cam exagerat și eu. Nu, n-ai exagerat. Chiar m-am pus în locul tău și îmi dau seama că așa aș fi reacționat și eu. Și tu nu ești un om bun și ne accepți așa cum suntem. Ia uite-o și pe sârma. Cred că ai retras ce ai zis ieri la nervi, da? Ce? Ce? Ce am zis? Ce ai zis? Da. Că nu-i mai dai voie să facă nunta aici, că tu nu vii, că scandal, că... Am zis eu așa ceva, n-am zis nimic. Doamne, ferește. Normal că poți să faci nunta aici, am exagerat, scuză-mă. Îți mulțumesc. Adică apreciez. A, glumeai? Am înțeles. Bun, acestea fiind zise, fii atenți. Avem de pus la cale o petrecere de burlaci. Vezi că fetele s-au organizat deja. E, da? Da? Au, pierdem teren, nu e bine. Păi da, ne organizăm. Să știi că nu trebuie să te bași și tu, adică ne descurcăm. Nu, că nu scapi ușor. Bine, fie, gata. Mă bag. Păi în cazul ăsta mă duc să o anunț și pe Raluca, să-i dau vestea cea bună. Nu rămâi la cină? Hai. Chiar aș vrea, dar mie că nu mă mai însor dacă mă întorc acasă mai repede. Bine, hai, fugi. Vă mulțumesc mult. Vorbim. Dar ce înțelept ai devenit tu, sormea. Ai îmbătrânit. Scuze, te-ai maturizat. Da, și nu-mi place deloc chestia asta. Bine că nu te-a cunoscut când erai adolescentă. Ce pomă erai. Ce să zic și tu, un tocilar, vai de capul tău. Măcar eu m-am distrat.
Te-ai distrat un pic cam prea mult. Ei. Erai explodat. Ce faci? Uite, încerc să termin un curs pentru facultate înainte de nuntă. Ție, cum ți-a mers? Am o veste bună și una proastă. Cu care vrei să încep? Cu aia proastă, evident. Ok. Vestea proastă. Le-am promis Adele și lui Mihai banii mei de la spălătorie ca să îi ajut să-și răscumpere casa. Ideea e că, în afară de banii ăștia, mi-au nevoie de o sumă super mică și după aia, gata, o să scape de Lucian și de Andreea pentru totdeauna. Adică ăsta e motivul pentru care am vrut să-i ajut. Te deranjează? Mai ai nevoie de foarte puțin bani? Da, nu știu, o sumă mică, în orice caz. Atunci, pun și eu bani de la tata. Era loc pe bune. Nu, adică chiar nu. Dacă scăpăm de Lucian, vreau să fac asta. It's ok. Și? Vestea bună? Vestea bună? Putem să facem din nou nunta în izvorare. Oricum, altceva nu ne mai permitem. Corect. Iubitule? Da. Mergi și tu să se apropiezi costumul, pentru că chiar vreau să vă cum stă. Nu. Sunt superstițios. Nu dai la nu? Nu. Mă ocup. Adică mâine dimineață mă duc. Mâine avem altă treabă. Ok. Poi mâine. Să te văd. Îți promit, cred. Fapte, nu pur. De asta te iubesc, iubitele. Sunt lângă tine, mă pierd. În ochii tăi și nu pot să cred.